Așadar, timpul liber pe care îl dedicăm inclusiv casei noastre, a fiecăruia dintre noi. Și uite, astfel vă aduc într-un loc, într-un showroom nou-nouț, de mobilă, frumoasă. Cum să vă zic, m-aș muta cu totul aici, dacă ar fi să vă întrebați, și o să vedeți, colegul Dănuț Vasilcine o să vă tot arate. Fotolii, paturi, mese, canapele, dulapuri, tot ce ține de un showroom de mobilă. E nou-nouț, e în București și el ne va fi gazdă 20 de minute de acum încolo. Ați văzut, mare, mult și frumos. Despre el vorbim însă în detaliu cu o fată superbisimă care este fix alături de mine, care îi dau bună seara și pe care o întreb și cum se numește. Bună seara, numele meu este Oana Tomaselli și reprezint franciza Alfemo în România. Pentru că Alfemo, am văzut, este un brand de mobilier, de mobilă. Internațional, în Turcia are peste 200 de magazine. Acolo e de fapt produsă, în Turcia, mai exact în Izmir. În Izmir, este în top 3 în Turcia, are o fabrică foarte mare, peste 77.000 de metri pătrați construiți. Unde se... ceea ce am văzut e că e reprezentată peste tot peste în lume. Și iată, asta e plină dezvoltare. Chiar și asta este primul showroom din România. Primul, avem master franchising, tot ce va fi Alfemo de acum în România va trece prin noi. Prin mânuța ta? Nimeni nu va ști dacă e și unde va fi, de fapt tu vei ști cel mai bine. Vei ști cel mai bine și voi avea grijă să dezvolt acest brand în România cu magazine proprii și nu numai. Unde exact se află primul Alfemo din România? Unde este mai exact amplasat? Primul showroom Alfemo din România este în șoseaua Pipera, numărul 134. Ca punct de reper dăm Școala Americană. Suntem foarte aproape de ei. Da, foarte aproape de ei. Tematice, le poți amenaja cu ușurință, fără să apelezi la designer sau să întâmpini dificultăți. Acum mă gândesc că voi veniți și susțineți și puteți chiar consilia în direcția asta. Mai mult de atât, avem niște aplicații pe telefon. Ia zile. Alfemo Design și Alfemo Kitchen Tins, unde îți poți construi. Mai zi o dată că te grăbești. Alfemo Design și Alfemo Kitchen Tins. Dacă scrieți Alfemo în motorul de căutare pentru aplicații, ele automat te trimit acolo.
Îți poți amenaja singur camera cu toate piesele noastre de mobilier, îți poți schimba culoarea pereților, parchetului, să-ți pui toate accesoriile pe care le ai și să-ți construiești propriul dormitor cu produsele noastre. Am văzut că aveți tot soiul de piese de decor, da, care tot de altfel mă țin, gen lampadare, gen covoare, pentru că turcii sunt celebri pentru covoarele pe care le țes. Stile, că și italienii folosesc tot țesături din Turcia. A, nu cred, de tot ce ține de tapiserii. Da, da, ei asta fac și le fac foarte bine. Și au un bac bun. Au țesături bune. Au oameni buni acolo care lucrează, să se implică, avem chiar fotolii cu sute manual, da, sunt piese de mobilier unde se implică manual, cu toate că fabrica este automatizată 99%, evităm și nu există eroare umană în producerea pieselor, da, dar în același timp sunt elemente finuțe care se lucrează manual. Handmade. Handmade, da.